PG-102 și PTK-1, două soiuri de grâu care s-au remarcat anul acesta în platformele demonstrative organizate în toată țara, genetică românească cu toleranță ridicată la secetă și cu eficiență maximă în valorificarea nutriției, soiurile din portofoliul companiei Soitec sunt deja prezente în foarte multe ferme din țara noastră. Numele meu este Adina Popteanu, sunt director executiv în cadrul companiei Soitec și ne aflăm în platforma de la Diosil, la Agroinca Oaceu, în județul Bihor, unde suntem prezenți cu două varietăți de grâu din portofoliul nostru, deși acesta este mult mai larg. Ceea ce avem aici este pur genetică românească, suntem foarte mândri de faptul că am venit cu o genetică românească în portofoliu pe piața românească. Sunt soiuri adaptate, sunt soiuri care răspund necesităților fermierilor și nu în ultimul rând soiuri productive. Este foarte important să aloci un soi într-o zonă și să performeze. Avem soiuri consacrate, sunt convinsă că ați auzit de PG-102 și cel mai nou în portofoliu este un PTK-1, despre care o să vorbesc un pic mai târziu. Caracteristica principală a soiului PG-102 este faptul că în toamnă înfrățește foarte bine, dar înfrățește și în primăvară și susține toți frații. Toți frații sunt productivi, fructifică și, după cum vedeți, are o rezistență extraordinar de bună la cădere. Uitați-vă în platforma aceasta, este extraordinar de bine. Anul ăsta este un an care ne-a dat posibilitatea să vedem adevăratele caracteristici ale grâului și mă bucur foarte tare pentru că anul trecut aici, în aceeași platformă, a fost secetă cruntă și nu și-a arătat adevărata valoare. PG-102 este deja consacrat, este un soi de grâu cu mare capacitate de producție. Este un soi de grâu adaptat condițiilor climaterice din România, dar pe lângă faptul acesta are și indici de panificație. Aș estima o producție aici, deși poate e prea mult, dar mă gândesc că 10 tone cu siguranță le vom atinge aici. Este un an bun pentru fermieri, mai ales aici în vestul țării. Market share-ul pe care îl avem pe această varietate de grâu PG-102 este de 10% și chiar vă recomand cu încredere să-l folosiți și voi în fermele voastre. Vă spuneam un pic mai devreme că în platformă suntem prezenți cu două varietăți de grâu. Am prezentat PG-102, dar am ajuns la PTK-1. Este varietate de grâu nouă în portofoliul nostru și uitați-vă, este spectaculoasă. Este un soi de grâu extraordinar de frumos vizual, dar are niște calități extraordinare. Pe lângă producție, are și indici de panificație. Este un grâu nearistat, dar uitați-vă la el cât de bine arată. Din cele 60 de soiuri prezente aici, în această platformă, la Diosing, acesta arată spectaculos, nu a căzut, are o rezistență extraordinară, o toleranță extraordinară la cădere și la boli și am primit felicitări în mod deosebit de la fermieri care au spus că arată spectaculos. Este un grâu care are cu siguranță o capacitate de, aș estima, 11 tone la hectar după felul în care arată, dar pe lângă faptul că are o capacitate de producție foarte mare și indicii sunt de panificație. Spuneam că este o genetică românească de calitate genetică premium, adaptată pe toate zonele de cultură, dar pe lângă faptul că s-a investit în mod privat în această genetică, suntem mândri că ocupăm locul 4 printre coloșii agriculturii. Și faptul că ajungi locul 4 cu o genetică românească este un lucru impresionant.